Domnilor, bine ați venit la Centrul Internațional de Cultură și Arte George Apostol. Am ridicat pentru prima dată cortina spectacolului cărții, spectacolul lumii, Omar Khayyam, în octombrie, atunci când am sărbătorit 25 de ani de la înființarea Centrului de Cultură George Apostol. Suntem în anul în care sărbătorim 25 de ani de la înființarea acestui centru de cultură, despre care se face vorbire aici, la Bacău, în țară și în lume. Este, dacă vreți, un prilej de bucurie pentru toți cei care 25 de ani au făcut posibilă comunicarea cu mediul cultural al Bacăului, al țării și al lumii, aici la Centrul Apostol. Pentru toți cei care au îmbrățișat cu bucurie proiectele și programele culturale ale Centrului în vari domenii, este sentimentul nostru într-un fel de împlinire, pentru că fără acest sentiment, parcă uneori golul acesta care se întinde, vorba poetului, atât de prezent în acest spațiu, spațiul Bacăului, spațiul cultural al Bacăului, un gol istoric se întinde, este preluat astăzi de mici analfabeți care vor să transforme acest spațiu în cu totul altceva decât este el. Sau să-l ducă într-o altă zonă cu care spațiul acesta nu poate rezona. Pentru că este un spațiu profund, cultural, în mijlocul chiar al Moldovei. Pentru că aici avem de atâta și atâta timp dovezi că ideea, sentimentul cultural sunt vii. Pentru că aici există Filarmonica Mihail Jora, de care unii nu știu. Unii dintre cei care vor să se așeze în fața a ceea ce ei cred că numesc cultură. Aici, de atâta timp, există un teatru numit Bacovia,
Bacovia și totuși, nu George Bacovia, așa cum confundă foarte mulți dintre cei care vin la Bacău, pentru că acestui teatru nu i s-a făcut niciodată o imagine așa cum se cuvine. Aici există de atâta timp o revistă Ateneu. Aici există o bibliotecă importantă. Aici există de atâta timp oameni care au făcut istorie și care au construit, au zidit în cultură. Unii n-au auzit nici de Vasile Alexandrii, n-au auzit nici de George Bacovia, amândoi născuți pe aceste meleaguri. Unii n-au auzit nici de Vrânceanu, n-au auzit poate nici de regele Ferdinand. N-au auzit de nimic, dar fac gălăgie, se agită. Și mai mari analfabeți ai timpurilor moderne de aici, de la Bacău, îi sprijină. Cu siguranță știți foarte bine, foarte mulți dintre dumneavoastră, la ce fac vorbire. Iar la finalul, pentru că nu vreau să transform acum această superbă întâlnire în altceva decât în ceea ce ne-am propus, la finalul întâlnirii noastre am să vă rog să semnați, cine o să doriți, o petiție care va trebui să întregească cu numele celor care vor semna ceea ce am demarat deja către Ministerul Culturii din România. Vă mulțumesc de pe acum. Să revenim la această seară. Spuneam că am ridicat pentru prima dată cortina spectacolului cărții, spectacolul lumii, iar astăzi vă propun să ne întâlnim aici în cele trei acte ale spectacolului sub deviza ce operă de artă este omul. Și pentru că avem a recupera ceva din ceea ce s-a întâmplat în acest an, pentru că așa suntem noi românii, ne risipim atunci când ar trebui să ne adunăm, dar este bine când ne suntem împreună, din nou împreună, să-mi permite să fac gestul pe care l-am făcut în octombrie, un gest de mulțumire pentru tot ceea ce însemnați pentru acest loc, pentru tot ce sunteți pentru Bacău. Dacă vreți, cu modalitatea noastră proprie, distinctă, de a ne adresa oamenilor în care credem, personalităților puternice ale timpului nostru, cei care încă mai suntem vii. De aceea, sub această egidă, vă rog să-mi permite să încep prin a înmâna în prima parte a serii noastre diploma și medalia aniversară unor personalități importante, unor oameni care au fost prezenți și nu numai au fost prezenți, au sprijinit tot ceea ce am făcut noi aici la Centrul de Cultură George Apostu. Am să încep însă cu un titlu, pentru că mi se pare important să dăm Cezarului ce este al Cezarului și să încercăm să vedem că printre noi sunt personalități importante ale Bacăului care rezonează cu tot ceea ce înseamnă spațiul cultural românesc și internațional. Tocmai de aceea o să vă rog să-mi permiteți să înmânez în această seară diploma de onoare și titlul prieten al Centrului George Apostu pentru sprijinul moral și intelectual responsabil într-o ridicare a profesionalismului în artă, la rang de principiu suprem, pentru înțelegerea generozității ca spirit al locului, domnului Ovidiu Genaro.
Și sigur, medalia și diploma aniversară. Vă mulțumesc dumneavoastră că asistați la această onoare pe care Centrul George Apostol Internațional, fără îndoială și chiar adevărat am spus, internațional, vă mulțumesc din suflet că existați, că sunteți un receptor de cultură nemaipomenit, prin dumneavoastră trăiește și Centrul Internațional George Apostol. Vă mulțumesc foarte mult, George. Și ție. Diploma și medalia aniversară Centrului Internațional de Cultură și Arte George Apostol, 25 de ani de la înființare, credință și statornicie în asumarea și creșterea moștenirii spirituale a lui George Apostol, în slujirea valorilor intelectuale, artistice și morale românești și europene, domnului Dumitru Brăneanu. Mulțumesc pentru încrederea acordată, nu știu dacă meritam această diplomă, scuzați-mi modestia, probabil că totuși domnul Geo s-a gândit el că sunt și eu pe aici. Dar ceea ce este important și vreau să vă spun și cu altă ocazie, iată, cred că într-un viitor se va întregi o triadă de George. George Apostol, George Bacovia și vom avea și un George Popa, mai târziu, sigur, care va face parte în această triadă și eu vă spun că merită acest lucru și trebuie să recunoaștem, să-i dăm cezarul ceea cezarului, pentru că dacă nu era dânsul să bată ca un leu pentru că acest centru, tot acest spațiu și această locație să rămână în domeniul public al statului și să rămână pentru cultură și pentru Băcăuani, sigur că astăzi era altceva aici, cum spunea mai devreme dânsul, iată că e omul care a marcat timpul și locul. De aceea cred că în viitor George Popa va avea locul lui și meritul lui și statuie poate aici la acest centru pentru că merită cu prisoțință. Deci vom avea o triadă George Apostol, George Bacovia și George Popa. Vă mulțumesc tare mult și multă sănătate și sărbători fericite. Trebuie să mă apuc de scris, de poezie, trebuie să mă apuc și de muzică, ca într-un târziu, cine știe când, să mi se spună și mie, George. Diploma și medalia aniversară domnului Ovidiu Relu Cojocaru. Ne-am obișnuit cu astfel de întâlniri, ne-am obișnuit cu astfel de seri minunate, pline de spiritualitate și suflet, ne-am obișnuit cu tine, chiar dacă în ultima perioadă îmi pare dezamăgit de oameni și de locuri, dar azi în preajma sărbătorilor Geo îți spunem te iubim. Mulțumesc, Sărbătorii! Diploma și medalia aniversară domnului Mihai Tulbure.
Să știți că în Bacău sunt oameni care nu se văd, dar care fac mult pentru ceea ce înseamnă Bacăul. E necesar neapărat să fii în față așa și să scoți ochii tuturor cu ceea ce faci. Trebuie să știi că faci parte dintr-o echipă. Asta îmi place cel mai mult la Mihai. Mulțumesc! Este, cred că, prea mult. Este neașteptat de mult. Vă mulțumesc frumos că m-ați primit în acest fel, în lumea dumneavoastră, o lume atât de frumoasă. Vă mulțumesc! Ce ne-am face noi dacă nu ar exista cei care duc cuvântul mai departe? Ne fac cunoscuți aici și peste tot în lume. Diploma și medalia aniversară domnului Cornel Cepariu. Așa este. Totuși am să spun un lucru. Acum câteva săptămâni Joe Popa îmi spunea de fapt unui interlocutor de-a nostru că sunt supărat pe el. Cum pot să mă supăr eu pe cineva care însuflețește un spațiu destinat cu totul și cu totul altceva decât ceea ce se întâmplă. Minunate întâmplări pe care le avem aici cel puțin o dată pe lună. Pe Joe Popa nu te poți supăra niciodată. Pe Joe Popa trebuie să-l apreciezi, trebuie să-l asculți, trebuie să glumești cu Joe Popa, că uneori ia lucrurile prea în serios și prea în grav. Dar pe Joe Popa nu poți decât să strângi în brață și să spui mulțumim frumos că avem, că ești un urmaș al lui Popor, al lui Lovinescu, oamenii care adunau în jurul lor ce era mai frumos în Iași, în București. Mulțumim, Joe Popa, pentru tot ceea ce faci. Diploma și medalia aniversară domnului Cornel Galben. Principiile voastre rămân pozele. Vă mulțumesc! Mulțumesc și eu. Foarte mulți din cei prezenți aici știu că domnul Cornel Galben a văzut cum am evitat cacofonia, pentru că în textul acela de care făceam vorbire, textul acela de care vorbim e plin de astfel de greșeli. Și tocmai de aceea, măcar pentru asta trebuie semnat. Ca protest, ca reacție civică la o mizerie care nu trebuia să se întâmple. Diploma și medalia aniversară domnului Grigore Codrescu. În asemenea suită, sigur că sunt opreșit. Vă doresc sărbători fericite și le mulțumesc din suflet tuturor celor care au avut încredere în mine. Celor care sunt aici și celor care nu sunt aici. Dar cu Geo Popa trebuie decât lucruri excepționale. La mulți ani! Mulțumesc! Diploma și medalia aniversară domnului Valeriu Traian. Mai dea o dată! Să
Nu, s-au mai plătit cu totul. Ei, ce și eu. Da. Și pe parcursul acestei seri vom mai face mici întreruperi pentru a mâna și altor prieteni buni, oameni adevărați, oameni ziditori. Această medalie și diplomă aniversară în semn de recunoștință pentru tot ceea ce fac pentru spațiul cultural al Bacăului. E bine, am spus, spuneam că începem primul act al acestei seri sub egida Ce operă de artă este omul? Cum am putea începe altfel decât cu muzica? Muzica care ne unește cu totul. Fagotissimo, Mihai Timofti, Mihai Badiu, Mihai Gavril și Pavel Ionescu. Vom asculta în această primă parte a programului nostru lucrări de J. Zamechnic, La Petite Coquette și Nacho Herbraun, The Wedding of the Painting Doll. Quartetul Fagotissimo. Thank you.
Toamna era, ca toamna, dacă nu mai stinsă eram și melancolică, precum toamna, frunzele urărilor mele s-ar îngălbeni, soarele din ochii mei s-ar răci. Cerul inimii mele de patimă s-ar umple, deodată o furtună de tristețe m-ar lovi, lacrimile mele ca ploaia fusta mea-r colorau. Ce frumoasă aș fi de-aș fi ca toamna. Aș fi sălbatică, pasionată, colorată. Un poet ar citi un imn divin în ochii mei. Lângă mine, inima unui amant ar arde în flăcările unei dureri secrete. Cântecul meu, ca o briză cu aripile frânte a revărsa, mireasma duioșiei pe obositele inimi. În fața mea, fața amară a iernii tinereții mele, departe, în spate, se tulbură vara unei iubiri neașteptate. Inima mea, cămin de tristețe, de suferință, de suspiciune. Ah, dacă numai ca toamna eram, ca toamna. Sigur. Sigur, tu poți fi și mai tăcută. Îți poți fixa privirea ca aceea morților ori întregi. Pe fumul de țigară, pe o ceașcă de cafea, pe floarea palidă din covor, pe o linie imaginară de pe un zid, poți trage perdeaua cu înțepenitele-ți degete ca să vezi ploaia ce cade pe stradă, buhoi, copilul adăpostindu-se sub boltă, curcubeile colorate din mâna-i și căruțul stricat părăsind cu o grabă asurzitoare piața goală. Poți sta nemișcată lângă perdea, dar surdă și oarbă. Poți rămâne o femelă sănătoasă și frumoasă,
în brațele cuceritoare ale unui mascul cu un trup ca o față de masă de piele și cu două tâțe mari, pietroase, îți poți pângări puritatea iubirii în patul vreunui pețiv, nebun, vagabond. Poți să deslegi cu agerime o întreagă enigmă uimitoare. Poți să te amuzi cu niște cuvinte încrucișate. Poți să te mulțumești să găsești un răspuns inutil. Da, inutil. 5 sau 6 litere. Poți îngenunchea toată viața cu capul plecat la piciorul unui mauzoleu rece. Poți chiar să-L vezi pe Dumnezeu într-un mormânt anonim. Și poți să-ți răscumperi credința cu un bănuț. Poți să putrezești în celulele unei moschei cu versetele bătrânului cititor de rugăciuni în pelerinaj. Poți avea mereu același rezultat egal cu zero în cele 4 operații. Poți considera ochii tăi în coconul de ură ca un buton palid pe un vechi pantof. Poți să te evapori ca apa în bazin. Poți să ascunzi cu rușine frumusețea unei clipe pe fundul unui cufăr ca o fotografie al negru, instantanee și ridicolă. Poți agăța imaginea unui condamnat, un învins sau un crucificat într-un cadru rămas gol. Poți acoperi o gaură într-un zid cu niște măști. Poți să te asociezi cu imagini și mai absurde. Poți trăi ca o păpușă mecanică și lumea să o vezi cu ochii tăi de sticlă. Poți să zaci ani întregi cu un trup umplut cu paie în mijlocul dantelelor și paetelor, într-un sicriu îmbăcat în fetru. Poți urla fără motiv la fiecare presiune dezmățată a unei mâini. Ah, ce fericită sunt! Ca o piatră, tu vocea mea asculți. Piatră ești și uiți fără să mă fi auzit. Aversă de primăvară ești și tulburi somnul ferestrei cu încercări de ispită. O creangă verde-i mâna mea de desmierdări. Tu o așezi în brațele frunzelor moarte. Mai rătăcit ca spiritul vinului ești și privirea mea tu o pui în flacără și o faci să dispară. O, pește aurit din iazul sângelui meu, ca să aibă farmec beția ta, tu pe mine mă bei. Valea violetă a serii ești și ziua o îmbrățișezi și o faci să se stingă. În umbră s-a culcat foruga ta și a pierdut strălucirea. De ce umbraci în rochia neagră a umbre? Noaptea vine și după noapte obscuritatea și după obscuritate ochii, mâinile și respirațiile. Și clipocitul apei curgând picătură cu picătură din robinet. Apoi 2 puncte roșii, 2 țigări aprinse, tic-tacul orologiului, 2 inimi
și două singurătăți. Pentru tine muream, erai viața mea. Cu mine mergeai, în mine cântai. Când fără rost băteam străzile, cu mine erai. În mine cântai. Dintre ulmi, de la fereastră, în zori, chemai vrăbile, îndrăgostite. Când noaptea se întorcea, când noaptea nu se mai sfârșea, dintre ulmi, de la fereastră, chemai vrăbile îndrăgostite. Veneai cu lămpile tale pe străduța mea, cu lămpile tale veneai când copiii plecau și florile de salcâm se culcau. Când rămâneam singură, în oglindă, tu cu lămpile tale veneai, îmi ofereai mâinile tale și ochii tăi și tandrețea ta mi-o ofereai. Când mi-era foame, îmi dăruiai viața ta, generos ca lumina erai. Culegeai lalele și părul mi-l înfloreai. De goliciune când părul meu tremura, lalele tu culegeai. Obrajii ți lipeai de sânii mei neastâmpărați când nu aveam nimic de spus. Obrajii ți lipeai de sânii mei neastâmpărați și mi-ascultai sunul. Da, mi-ascultai sângele. Gemând, curgea și iubirea-n ce murea plângând. Ascultai și pe mine nu mă vedeai. Vinere mută, vinere pustie, vinere precum aleile vechi deprimate, vinere a gândurilor lene și bolnave, vinerea căscaturilor molipsitoare prelungite, vinere fără așteptări, vinere a resemnării, casă goală, casă tristă, casă închisă pornirilor tinereții, casa întunericului și a soarelui imaginat, casa singurătății, a prevestirii și a neîncrederii, casa perdelelor, cărților, dulapurilor, portretelor. Ah! Cât de liniștită și mândră a trecut viața mea ca un pârâu străin prin inima acestor vineri mute și pustii, prin inima acestor case goale și pustii. Ah! Cât de liniștită și mândră a trecut. Sufletul mi-e trist. Sufletul mi-e trist. Pe verandă ies și degetele mi le plim pe întinsa pielea nopții. Lămpile sunt legătură obscură. Lămpile sunt legătură obscură. Mie nu-mi va face nimeni cunoștință cu soarele. Nimeni nu mă va duce la ospățul vrăbiilor. Întipărește zborul în minte. Pasărei muritoare. Începutului de anul timp rece,
cele mai frumoase poezii, Păruc, Faroc, Zat. Urmează un text lung. Ediție, traducere din limba persană, prefață, antologie critică, repere biografice, note și comentarii, Gheorghe Iorga. E ca o poezie. Să dăm crezare începutului de anotimp rece, Carmen Mihalache. Început este că să dăm crezare începutului de anotimp rece este o carte care frige. Acum câteva zile, Gogo, care de obicei nu dă telefoane, își economisește timpul, ești ce înseamnă asta, la telefon te mai iei de vorbă, mai continui o idee, dă niște mesaje, deci comunicăm tot timpul, dar îmi spune la telefon să știi că am să trec pe la tine și am să-ți aduc o carte. Am să-ți aduc o carte a unei poete persoane care va plăcea foarte mult. Recunosc că de multă vreme nu prea mai citesc poezie. Dar poezia m-a vechiat întotdeauna. La 20 de ani știu că am primit cadou superba antologie a lui Bakunski și acum recitesc din când în când câțiva poezi, câteva poete de acolo. Deci, pe Gogu Iorga, îl știu nu de la o prustiană umbră a fetelor în floare, dar tot de sub o floare, de sub o floare albastră. Cred că am debutat împreună când eram în școală și când domnul profesor Neagu mi-a spus că la Buhuș se află un elev de-al lui care va fi cineva în timp și chiar nu-mi imaginam că o să ne reîntâlnim peste atâția și atâția ani și am să recunosc în prietenul meu, Goga, un veritabil erudit. Goga, deci, mi-a făcut o mare bucurie, aducându-mi pe Foruh, am să-i spun pe numele mic și am să vă explic de ce. Foruh înseamnă lumină, înseamnă strălucire, dar eu am să-i spun din alt motiv, așa. Baudelaire, știți că își închina poemele și aștepta înțelegere de la un semblable, de la un frère. Tot așa, Foruh ar putea să scrie foarte bine pentru mesamblable, meseur, aproape toate femeile și mai ales femeile care sunt artiste, o pot înțelege de minune pe această extraordinară prințesă a poeziei persane, pe această zeiță păgână. Recitind câteva poete din antologia despre care vă povesteam și urmărind o filiație pe care o face în savanta lui prezentare, în prefață și în notele de la această culegere, acest florilegiu închinat lui Foruh făcut de Gogu, mi-amintesc că am citit despre o poetă uruguaiană, despre Delmira, Delmira Agustini. Cred că sunt niște extraordinare similitudini de destin. Au avut o existență la fel de scurtă, la fel de zbuciumată, de tenebroasă, de misterioasă, sub un sigiliu al misterului. Agustina a murit la 28 de ani, după un divorț, după ce a continuat să fie într-o legătură de iubire cu soțul ei, care a omorât-o, după aceea s-a sinucis. Foruh a trăit numai 32 de ani, a avut o mare dragoste la numai 15 ani și jumătate pentru cineva de la ea din familie, a divorțat apoi, a făcut un copil, soțul ei, potrivit tradiției lor și egoismului bărbaților iranieni, împotriva căruia se revoltă apoi poeta, a dat divorț pentru că nu a acceptat ca soția lui să se dedice artei, asta a fost religia adevărată a lui Foruh, dar a făcut un act de ocruzime extraordinară,
Deci am piedicat-o până la sfârșitul vieții ei, scurtă ei vieți, să-și vadă băiatul. Furuh a murit așadar la 32 de ani într-un misterios accident de automobil, având o existență extraordinar de tulbure, deci erau niște treceri între extaz și între prăbușire. Era, de fapt, o ființă care suferea de mal de vivră. Era și propriu-zis nevrotică. Acum, pe vremea aceea, nu se folosea termenul, dar era cu siguranță un tip bipolar. Avea momente de euforie, avea o viață mondenă, a lucrat în teatru, în cinematografie, dar apoi se refugia într-un dulap singură sau într-o cameră, într-un dulap când era copilă sau într-o cameră întunecoasă. Sunt greu de explicat aceste treceri, dar ele i-au hrănit poezia. Poezia ei, care este extraordinar de vie, este extraordinar de fremătătoare, de senzuală. Furuh este în același timp cerebrală și senzuală. Și este o femeie care, în ciuda acestei fragilități, acestei extraordinare vulnerabilități a ființei, pentru că ea era un fel de ecorșe viv, deci de jucuită, de viu, având toți nervii la suprafață, a fost o mare luptătoare. A luptat întotdeauna împotriva nedreptăților, i-a ajutat pe cei săraci, a avut o compasiune nesfârșită pentru ei și a avut un curaj extraordinar, pentru că la un moment dat a fost în stare să filmeze un documentar într-o leprozerie. A ajutat-o foarte mult faptul, a călătorit mult în Europa, ceea ce i-a deschis foarte mult orizontul, dar în lumea iraniană ea era un fel de proscrisă, ea era o femeie care a îndrăznit să trăiască cu un bărbat căsătorit, să practice deci amorul liber și să vorbească despre dragostea carnală. Este o femeie cu totul și cu totul excepțională și eu vă povestesc aceste lucruri doar în câteva cuvinte ca să vă trezesc curiozitatea să citiți volumul. O femeie care și-a depășit cu mult timpul ei. Ceea ce mi-a plăcut foarte mult este tocmai această fibră de luptătoare, pentru că ea a fost o rebelă cu cauză, nu o rebelă fără cauză, și a sfidat interdicțiile, a sfidat taburile și și-a dorit să facă din această viață, din puțina ei viață, o grădină a plăcerilor. Era și o mare iubitoare de natură și, de fapt, nimic din ceea ce este omenesc nu era străin. Vă vorbesc despre lucrurile acestea și despre faptul că, la un moment dat, ea își punea sufletul în palmă, mon cœur mis à nu, cum spune Baudelaire. Ea având foarte multe afinități cu poeții blestemascule, poemodii. E din seria unui Baudelaire, a unui Rimbaud, poezi pe care eu îi descoperam, cred că la 14-15 ani, și chiar m-au marcat foarte mult în gusturile mele pentru literatură. Dar imaginați-vă o femeie care trăiește, care a trăit în lumea iraniană, într-o lume atât de apăsată de prejudecăți și în care știți foarte bine ce rol inferior din nefericire are femeia. Ea vorbea despre uniunea a două trupuri, văzând în asta ceva sacru, văzând în asta un fel de rugăciune, de adorare, iar îmbrățișarea aceasta dintre două trupuri, a unui bărbat și a unei femei, ea vedea o deschidere, o fereastră spre Dumnezeu sau adevăr. Iar iubirea îi se părea una dintre cele mai frumoase și pure afecțiuni umane. Nu suporta nimic din ceea ce era artificial, din ceea ce era trucat, era de o sinceritate ardentă. Și vă spun toate lucrurile acestea pentru că nici eu nu suport ipocrizia și pentru că și în lumea în care trăim, în lumea patriarhală în care trăim, avem destui fundamentaliști și talibani ai noștri și care înțeleg destul de puțin condiția unei femei care trăiește prin artă, se exprimă prin artă. Aș putea să vă povestesc o mulțime de lucruri despre această femeie care a trăit toate sfârșierile, care a trăit sub spectrul morții cântând viața, care era insomniacă, care a încercat de 3 ori să se sinucidă. O viață care te răvășește, care te răscolește. Dar m-am oprit la un poem care era închinat
Este închinat fiului său, pe care v-am spus, nu a reușit, nu a avut voie să-l vadă. Este un poem în care ea demască ipocrizia, ipocrizia contemporanilor și, cum vă spuneam, ea a luptat pentru emancipare și pentru dreptate și pentru rolul și locul femeii în viață și egalitatea ei, deci, cu bărbatul, sfidându-i pe acei oameni pioși și pretențioși și avertizând, spunându-i copilului ei, din nefericire, copilul meu drag, țara noastră e cuibului Satan de multă vreme. Și îi se adresează foarte direct, spunându-i la un moment dat că vrea să se întâlnească cu el și că dorința ei nesfârșită este ca în ziua regăsirii noastre, între noi, nimeni să nu mai fie în afara lui Dumnezeu. Și spune, femeia asta de ocară care sfida ironii absurde, sunt eu. Voiam să fiu strigătul propriei existențe, dar vai, nu eram decât o femeie. Când inocenții tăi ochii vor aluneca pe această carte confuză și fără început, vei vedea revolta profundă a tuturor timpurilor înflorind în inima fiecărui cânte. Îi mulțumesc pentru inima acestor cântece ale lui Foruh, transpuse în limba română, într-o excelentă limbă lui Gogu, care, nu știu cum Dumnezeu s-a transpus în universul feminin, nu știu cum a putut să împrumute atât de mult din sensibilitatea, din sufletul unei femei, unei femei de geniu. Cred că faptul că este tată de fete nu e întâmplător, nu o să se supere de asta, dar el trăiește într-un univers feminin și este un fel de colaborare la creația lui, pentru că ele, cu siguranță, îi asigură un climat afectiv, un climat de iubire și el poate să stea să facă savantele superbele lui tălmăcii. Am în minte așa un stup de gânduri și de sentimente citind o poezie atât de ardentă și îl iubesc o dată în plus pe Gogu pentru că mi-a făcut acest dar de acest sfârșit de an de Moș Crăciun. Mulțumesc! Mulțumim și noi și nu numai pentru asta, cu diploma și medalia aniversară, Carmen Mihalache. Trebuie să pozăm în fața unor aparate care nu mai sunt aici. Dar poate revine. Îi mulțumesc pentru Iacostul, căruia îi doresc, din solidaritate, ca într-o instituție, pentru măgăcea asta, să reziste. Și la toate intemperiile și la toate turbulențele să-și continue zborul. Și voiam să mai spun că Foruh, care a jucat teatru și care la un moment dat voia să joace pe Nina Zarecnoia, seamănă și acum pescăruș, așa cum spunea Nina Zarecnoia din pescărușul lui Cehov, eu sunt un pescăruș. După cum ați văzut, am început seara dedicată una dintre cele mai mari personalități și băcăoane, un om care trăiește de cele mai multe ori ascuns în bibliotecă, îl găsim foarte rar în spațiu public, nu știu cât de bine sau cât de rău este, eu îl regăsesc cu mine și pentru mine, ori de câte ori am nevoie de el, de gândul lui, de sfatul lui, la orice oră de zi și din noapte. Este și el în ultima vreme un individ care nu doarme nopțile, ca și mine. Este un ziditor, am mai spus-o și altă dată. A produs acum câțiva ani, am făcut aici vorbire despre o carte extraordinară, urmarea lucrării de doctorat. O carte care, în mod normal, firesc, într-o țară normală, într-o țară în care cultura este respectată, ar fi trebuit, fără doar și poate, așa cum a spus atunci distinsul istoric și critic literar, Constantin Călin, să primească premiul Academiei.
Da, mai e încă timp. Iată, am început să vorbim despre cel căruia îi dedicăm această seară, despre Gheorghe Iorga. Nu ar trebui să ți se pare anormal că se spun și cuvinte mari, nu găsesc altele. Când e vorba de tine, lucrurile astea mi se par chiar foarte potrivite. Ca să nu lungesc mult, să vedem acum ce are de spus Adrian Jicu. Eu aș fi spus ce mai are de spus Adrian Jicu după toate lucrurile astea pe care le-ați auzit deja. Înainte însă de a începe, mi-am amintit în aceste momente de vorbele lui Sadoveanu, care la un moment dat vorbele lui Călinescu, care scriind despre Sadoveanu, spunea ceva de genul că la Sadoveanu virgulele cântă, iar punctele așteaptă risipirea ecourilor, și îmi dau foarte, foarte bine seama în ce situație dificilă mă găsesc eu aici, după muzică, după poezie, după teatru, după asemenea cuvinte frumoase, să vin eu acum și să vă spun cum stau lucrurile cu Gheorghe Iorga. Bag seama că nu știu în ce m-am aventurat de vreme ce vin în fața dumneavoastră, așa că am să vă rog să aveți îngăduința de a face întâi o precizare, nu de alta, dar mi-e teamă că voi uita. S-a vorbit aici despre trei de George. Cu permisiunea dumneavoastră aș mai pune unul pe listă, și nu întâmplător, ci pentru că sunt niște cifre rotunde, ca să zic așa. Sunt vreo 80 de ani când într-o mahala aici, în Bacău, se năștea un prozator, George Bălăiță, care face 80 de ani anul acesta. Întâmplare sau nu, chiar acum 40 de ani, deci tot într-un fel rotund, George Bălăiță publica un roman care va rămâne cu siguranță în istoria literaturii române. Este vorba despre Lumea în două zile. Și peste încă 40 de ani, adică chiar în ziua de astăzi, la Suceava, o băcăoancă a susținut o teză de doctorat, având ca subiect chiar pe George Bălăiță. Așadar, închizând această paranteză, să revenim la ale noastre. Carmen Mihalache spunea în interpretarea ei, în lectura ei,